ce bine! Ura! Spre o nouă provocare ne vom îndrepta. Ce bine! Ura! Jocul nostru... Salutare, dragii mei! Da, astăzi filmez afară, pentru că și jocul pe care vă l-am pregătit astăzi se practică afară. Da, da, activitățile logopedice se pot organiza și în aer liber. Depinde cât de doritor sunt micii copii care participă la ele. Sunt sigură că mulți dintre voi cunosc să deosebească vocalele de consoane. Dar astăzi vom încerca să o facem și mai bine, utilizând creetă de două culori și trotuarul din curtea casei. Creeta va fi de culoare albastră și de culoare roz sau roșie, pentru că știm bine că alfabetul este împărțit în două culori. Unele litere sunt însemnate în culoarea roșie și acelea sunt vocalele, iar altele litere sunt însemnate în culoarea albastră și acelea sunt consoanele. Și mai știm că consoanele se pronunță cu gura închisă, iar vocalele se pronunță mai ușor și cu gura întredeschisă sau deschisă. Acest lucru ne va ajuta să ne jucăm în continuare. Cu aceste două culori voi desena pe rând conturul stâlpinire de trotuar. Dacă bine, am obținut 9 tălpi de culoare roz sau roșii și 22 de culoare albastră. De ce? Sper că știți. Pentru că alfabetul nostru are 9 vocale și 22 de consoane. Și acum, sarcina voastră va fi ceea de a scrie fiecare talpă consoanele și vocalele alfabetului nostru român. Eu încep cu A. E o talpă roză. E. La fel este vocală în talpă roză. Urmează I. Tot în talpă roză. Apoi B. D. E. În talpă roză. Să ne jucăm mai departe. Putem face sărituri prin tălpele care le-am desenat, numind fiecare literă. A. B. E. C. D. Și așa mai departe. Astfel am desenat toate literele alfabetului nostru. Sper că v-a plăcut ce joc v-am propus astăzi. Distracție plăcută și până la o nouă reîntâlnire! Pa, pa!